Contractele de lucrări și servicii încheiate în perioada 2007-2012 au constituit obiectul unui control inițiat la Consiliul Județean de către Autoritatea Națională de Reglementare în materie de achiziții publice, iar concluziile analizei nu sunt deloc favorabile. Controlul a privit modul în care s-au atribuit anumite contracte de lucrări și servicii în perioada 2007-2012. Este un control care ne arată modul neprofesionist și jaful sistematic care s-a practicat în Consiliul Județean Dâmbovița. Consiliul Județean a fost sancționat în urma numeroaselor nereguli constatate în domeniul respectiv, iar sancțiunea este usturătoare, chiar în condițiile în care Adrian Țuțuianu a reușit să-i convingă pe reprezentanții ANRMA să ia în calcul o variantă mai puțin împovărătoare pentru bugetul județului. În urma acestui control, Consiliul Județean Dâmbovița a fost sancționat pentru 38 de fapte contravenționale. Suma totală cu care a fost sancționat Consiliul Județean este de 11 miliarde 700 de milioane de lei, deci o sumă imensă. Am reușit să conving pe cei de la NRMAP că se poate întocmi un singur proces verbal și se poate aplica o prevedere legală care vine în sprijinul contravenientului și anume să se aplice amenda cea mai dublu amenzii celei mai mari ca să pot să o plătesc în 48 de ore și să plătim doar vreun 1.800.000. Președintele Consiliului Județean a arătat care au fost neregulile depistate în urma controlului. Prima, nerespectarea prevederilor referitoare la întrunirea circunstanțelor de imprevizibilitate la atribuirea lucrărilor suplimentare la același contract. Mai precis, toate actele adiționale pe anumite contracte s-au încheiat cu încălcarea legii și sunt contracte cu 1, 2, 3, 4 acte adiționale și am să vă dau exemple. Pentru aceste fapte s-a aplicat o amendă de 320.000 de lei, 3.200.000. A doua categorie de fapte, nerespectarea prevederilor referitoare la promovarea concurenței între operatorii economici, nerespectarea tratamentului egal și aplicarea principiului transparenței. Practic, anumiți concurenți au fost favorizați prin includerea în caietele de sarcini a unor condiții pe care erau îndeplinite numai de unii, și am să vă dau exemple. Amenda aplicată 350.000 de lei. Și a treia faptă, nerespectarea regulilor de publicitate privind transmiterea spre publicare a unui anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după încheierea contractului, amenda aplicată de 500.000 de lei. Deci, în total, 1.170.000 de lei amenzi cumulate.